Zodia Fecioară, în luna iunie, vorbim de cunoaștere, de studii, de călătoriile lungi care pot să vă facă fericiți, efectiv, bazându-vă pe curiozitate, pe neliniște, pe spiritul critic, pe cel justițiar și de posibilitatea de a vă folosi conștiința pentru a căpăta forță. Comunicarea se bazează, în primul rând, pe cunoaștere și pe reformulare. Relațiile se bazează pe reguli logice. Se formează o configurație de triunghi minor, planeta focar Neptun. Această configurație aduce influență pe contracte, pe asocieri, pe procese și aici puteți risca ceva iluzii și ceva amăgiri. Între 1 și 11 iunie, între relațiile de la locul de muncă, sănătate și cunoaștere sau călătoriile lungi, se riscă frustrări, egoism, pesimism, nesiguranță, culminând cu comunicarea dificilă. Aici putem vorbi și de relații. Și ele sunt influențate de intrigi și de o comunicare dură. Din 7 iunie, Saturn începe un mers aparent retrograd până prin 26 octombrie. E vorba de influențe care țin de locul de muncă, de sănătate, lucruri care trezesc oamenii și le arată drumul de urmat. Puteți primi lecții dure, responsabilitatea apare prin aceste lecții, prin acționarea karmei, ajunge să culegeți rodul a ceea ce ați însămânțat. Din 14 iunie, în planul carierei, vă bazați pe gândire, susținută de curiozitate și pe dorința de a informa pe ceilalți. Susține această perioadă aptitudinile necesare pentru a se exprima idei în fața celorlalți. Riscurile apar din comunicarea duplicitară a ideilor, comunicare prea superficială, poate numai vehicularea de informație fără a judeca valoarea de adevăr a acestei informații. Cei cu Mercur în Gemeni pot obține în harta natală un succes chiar mai ușor în această perioadă, fără efort, iar între 1 și 15 iunie pe voi vă face fericiți cunoașterea spirituală, studiile aprofundate, călătoriile lungi, cei care experimentează poate neliniște, curiozitate, explorare critică, conștientă, descoperirea adevărului în enigme, relații care sunt destinse și cu reguli. Triunghiul minor cu planeta focar Neptun aduce unele aspecte care țin de contracte, de asocieri, de procesele voastre prin folosirea intuiției, a umanitarismului și a sensibilității. Există riscuri de iluzii și de amăgiri. În data de 12 mai, practic, aveam cunoașterea, călătoriile lungi, lucruri care depindeau de contracte, de asocieri și de procese. Relațiile sunt romantice între 17 și 23 iunie și schimbările, transformările, renașterea pot să vă influențeze cariera. Susținere pentru a arăta optimism, inteligență, o reducere a simțului critic concomitent cu creșterea abilităților, folosirea umorului pentru a ocoli contradicțiile. Relațiile se bazează în primul rând pe încredere reciprocă, pe schimbul de idei și putem spune că între 26 iunie și 8 decembrie, deci o perioadă foarte lungă, în planul contractelor, asocierilor și al proceselor, puteți să lăsați trecutul în urmă. Să mergeți efectiv spre viitor, spre necunoscut. Puteți lăsa în urmă astfel o relație, un loc de muncă, o locuință, un mod în care trăiați. Puteți lăsa în urmă aceste lucruri.
se lasă în urmă cu mare ușurință, chiar și modul în care oamenii trăiau până acum, simțeau, vorbeau, gândeau, practic, într-o realitate nouă, oamenii au de înfruntat adevărul, eliberarea pe care o aduce înfruntarea adevărului și vindecare. Retrogradarea lui Neptun poate să aducă speranțe pentru începuturi mai bune în societate, în plan personal, și posibilitatea de a reconstrui ceea ce trebuie reconstruit.